Pentru al doilea an consecutiv, elevii liceului cu program sportiv din Suceava au luat parte la un schimb de experiență alături de copii din mai multe țări europene. În cadrul evenimentului, tinerii au dezbătut tema culturii și identitatea adolescenților în Europa. Proiectul se adresează elevilor de liceu cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani veniți din 5 țări europene: Spania, România, Norvegia, Belgia și Irlanda. Proiectul a început cu o primă vizită în Spania, unde adolescenții au pictat și apoi au organizat o expoziție, unde au avut de surprins cu ajutorul fotografiilor diferite peisaje din țara de origine. În România, musafirii vor avea parte de surprize, vor vizita obiective turistice și vor interacționa prin pictură, astfel se vor cunoaște mai bine. Tinerii sunt profund încântați de acest proiect. În România avem ateliere de artă în care sunt implicați elevii, după cum vedeți, în pictură pe sticlă, pictură pe piatră și pictură pe ceramică, ceramică nesmățuită. Și vor realiza niște lucrări cu care facem o expoziție. Vă invităm mâine la expoziție la liceu sportiv, la ora 18:30 avem lansare. Alte activități vor dimineața au avut loc prezentările, fiecare țară și-a prezentat un filmuleț video făcut în PhotoStory, which is a technique, da. Enrique ne-a învățat la precedentul proiect această tehnică, cum să sortăm pozele și să facem un filmuleț. Fiecare țară și-a prezentat 5 monumente de artă medievală și am realizat un filmuleț. De asemenea, elevii s-au prezentat, fiecare a trebuit să spună câteva lucruri despre el, astfel să se cunoască mai bine. Copiii sunt cazați în familii, fiecare elev este la o familie și la fel când merg elevii români în alte mobilități, sunt cazați în familii. De asemenea, am avut ieri vizită de documentare la Mănăstirea Voroneț și la Muzeul Irimescu din Pălticeni. Mâine mergem la Mănăstirea Putna și vizităm Salina Cacica și o scurtă vizită la școala din Putna, care are foarte multe tradiții și vrem să vedem și acestea. În cadrul acestui proiect am participat la mobilitatea din Spania, unde am vizitat diferite obiective turistice, am creat anumite mozaicuri din diferite bucăți de reviste. Am locuit la o familie de spanioli, am învățat tradițiile, mâncărurile, ce mâncau ei. Am vizitat multe obiective turistice și am rămas marcat deoarece nu suntem niște țări chiar așa de diferite. În urma schimbului de experiență, elevii vor descoperi viața zilnică din fiecare țară.